în momentul în care producem conștient frecvența alfa, avem foarte multe beneficii. Da? Una din ele este acesta, că circulația periferică și microcirculația se îmbunătățesc. Da? În momentul în care te relaxezi, scade și tensiunea arterială, deci dacă ești hipertensiv este foarte bine, da? adică te ajută la chestia asta. Pe de altă parte, dacă ai o tensiune normală, nu o să scadă foarte jos, ci o să se păstreze în limitele ok, normale, să zic așa, de, funcțio de funcționalitate. După care, o altă caracteristică a faptului când folosim frecvența Alfa este că se activează procesul de regenerare a țesuturilor, se activează și se accelerează procesul reparatoriu și, așa mai popular spus, procesul de vindecare. Da? Deci, vindecările din corp se accelerează, se îmbunătățesc, devin mai performante. Da? Se, asta se întâmplă și în timpul nopții, și în timpul zilei, dar în momentul în care folosești frecvența Alfa conștient, ele sunt. Mult îmbunătățite. O altă caracteristică este momentul în care funcționez în alfa, așa cum am spus la, la bun început, ne, ni se îmbunătățește memoria, capacitatea de a memora și de a reproduce informația, după care, pe lângă asta, accesez paleta de simțuri subiective, respectiv intru în contact cu puterea mea interioară și încep pas cu pas să îmbunătățesc. Și intuiția, și toate celelalte aspecte, activez funcționarea creativă a creierului în acel moment, drept pentru care am un potențial mai mare al creierului și al minții ca să iau decizii, ca să am idei a modului în care să rezolv o situație, o problemă, o provocare. Da? Deci, se activează, așa mai popular spus, se activează emisfera dreaptă cerebrală, devine mai activă. Care e corelată cu gândirea creativă, imaginativă, da? intuitivă, acolo este, sunt centri, pe lângă funcția logico-rațională cerebrală a emisferii stângi. Și atunci, când le ai pe amândouă active, normal că ai un potențial mult mai mare ca să obții rezultatul pe care ți-l dorești, pe care ți-l propui. Da? Ok. Și. Încă una din caracteristicile care pentru mine este și pentru metoda Silva este uh, foarte importantă pentru tot ceea ce practicăm noi, este că din frecvența alfa accesez subconștientul și inconștientul. De deci ce este important asta? Pentru că acolo se află toate programele pe care le avem. Iar foarte multe din ele, din aceste programe pe lângă programele bune pe care le avem, da? Adică programul de respirației, deci de la cele biologice, da, la cele de utilizare a diferitelor apixului, da, este un program pe care l-am, pentru că nu scriu așa, ci scriu așa, și asta a trebuit să învăț, condusului mașinii, da, avem milioane de programe bune, care ne ajută să ne descurcăm viața de zi cu zi, dar avem și programe care ne pot influența Reacția la anumit stimul, la anumite situații, da, ne pot uh, influența uh, nu numai reacția, dar ne pot influența și sănătatea. Ne pot afecta starea de sănătate. Și atunci, da, pentru că foarte multe uh, din problemele noastre de sănătate sunt de origine psihosomatică respectiv au programele în subconștient sau în inconștient. Unul din exemple sunt durerile de cap. În proporție de 97%, durerile de cap sunt programe pe care le am în subconștient. Și atunci, dacă eu știu să accesez frecvența alfa conștient, atunci am acces la acel program și pot să încep să-l reprogramez, respectiv să șterg acel program ca să mă întorc la starea mea naturală.